Tilgar for the horde! Let them come. Frostborn hungers. Povestea Warcraft. Astăzi o să vorbim despre un prinț ce a luptat pentru oamenii lui. Despre un Blood Elf ce a avut un rol foarte important în universul Warcraft. My people lost everything. Povestea lui Caeltas Sunstrider începe în tărâmul îndepărtat din Quel'Thalas, din nordul continentului Aether Kingdom. Fiu al lui Anastarion Sunstrider, rege peste High Elf, ultimul din familia regală ce a copilărit în acest tărâm plin de magie. Ani mai târziu a început să urmeze cursurile de magie din Dalaran, unde o va întâlni pe o tânără vrăjitoare numită Jaina Proudmoore. Deși Caeltas era un elf foarte frumos, iar Jaina era atrasă de trăsăturile lui, aceasta decide să se lase curtată de prințul Arthras Menethil, moștenitorul la tronul din Lordaeron. Ani au trecut și Caeltas ajunge să facă parte din ordinul celor 5 consilieri din Kirin Tor și îl sfătuiește pe Khadgar despre reținerea orcilor și încercarea de a înțelege de ce aceștia sunt dependenți de magia demonică. În timpul celui de-al treilea război, Caeltas era prezent când Kel'Thuzar a fost dat afară din Dalaran și, mai târziu, ucis de către Arthras Menethil, ce încerca să-și apere ținuturile de o ciumă ce îi transforma populația în morți vii. După ce Kel'Thuzar a fost ucis și Arthras corupt de sabia Frostmourne, Kel'Thuzar îi spune lui Arthras că acesta a fost planul lui Lich King de la bun început, că Arthras avea să-l ucide pe Kel'Thuzar și avea să lase Lordaeron în ruină și să își ucidă propriul tată. Dar planul nu era nici pe departe terminat. Următorul lucru ce trebuia să-l facă era să-l readucă la viață pe Kel'Thuzar sub forma unui lich și singura modalitate era să meargă în Quel'Thalas, la Fântâna Soarelui. Când Arthras a mărșăluit prin Quel'Thalas, acesta a ucis peste 90% din High Elf ca să ajungă la Sunwell. O va ucide și pe Sylvanas Windrunner și pe tatălui Caeltas, Anastarion. Prințul din Quel'Thalas a criticat-o pe Jaina, fiindcă l-a ales pe Arthras în loc să-l aleagă pe el, în timp ce Arthras distrugea tărâmul din Quel'Thalas. El și-a încercat să fugă din calea armatei de andezi. După ce Arthras l-a readus la viață pe Kel'Thuzar, Sunwell a fost coruptă, iar elfii rămași au simțit o foame de magie de nedescris până în acel moment. Tânărul prinț din Quel'Thalas va distruge Fântâna Coruptă și le va redenumi pe elfi în Blood Elfi, aceștia având culoarea ochilor schimbată după ce sete de magie le-a afectat. Blood Elfi încă făceau parte din alianță, iar Caeltas a încercat să lupte împotriva sloatelor de andezi. În timpul unui quest, Caeltas se întâlnește cu Maiev Shadowsong și cu Tyrande Whisperwing. Acestea îl căutau pe Illidan, dar armatele de andezi le-au încolțit și le-au pus la încercare. În acest proces, Tyrande s-a sacrificat, aproape pierzându-și viața, când în cele din urmă Maiev l-a prins pe Illidan Stormrage și împreună cu fratele său, Malfurion, au încercat să-l judece. Illidan încerca să folosească ochiul lui Sargeras, dar Caeltas îi spune lui Malfurion că Tyrande nu este moartă. În acele momente, Malfurion, cuprins de furie, o condamnă pe Maiev. Merge să o salveze pe Tyrande Whisperwing, împreună cu Illidan, Caeltas și forțele Naga. Your pardon, Lord Stormrage, but the priestess may still be alive. She was swept downriver, but it's premature to simply assume... Silence, Kale! You told me she was torn apart. You lied to me. The betrayer's capture was our primary concern, Shondo. I needed your help.
I knew you would go to her, and we would lose our chance. I... Just who is the betrayer now, woman? I must go to her immediately. Believe me, brother. Despite all our differences, you know that I would never lead Tyrande to harm. Let me help you. După acest eveniment, prințul Caeltas a rămas în Lordaeron, dar un general numit Lord Garytros avea să-i trateze pe elfi ca și cum ar fi niște creaturi înapoiate, iar acest lucru a fost urât de către tânărul prinț. După ce Lord Garytros l-a lăsat fără cavaleri să lupte împotriva andezilor, el a fost ajutat de către o Naga Sea Witch numită Lady Vash să țină piept morților. Când a văzut acest lucru, Lord Garytros a fost revoltat și l-a întemnițat pe Caeltas pentru motivul că a trădat alianța. Lady Vash îl va scăpa pe Caeltas din temnița lui Garytros și îi propune să-l urmeze pe Illidan în Outland și să își potolească setea de magie. I can't explain it exactly, but ever since our homeland was destroyed, my brethren and I have felt empty, almost drained of our spirit. There is a hunger now that has hardened our hearts. I know this hunger, Kael. Like us, your people are addicted to magic. It flowed through your veins for over 10,000 years. And now, with the corruption of your land and the Sunwell that empowered you... We have been cut off from our power, from our birthright. Without a new source of magic, my people will surely die. There are other founts of power in this world, Kael. Deși inițial Sunstrider nu a acceptat magia demonică, Illidan îl ajută pe Caeltas să își recapete setea de magie. Și aceștia pleacă în Outland, împreună cu forțele Naga și forțele Blodelfilor, încercând să fugă de mânia lui Kil'jaeden. Dar Outland era controlat de un Pit Lord în acea perioadă, numit MacTheradon, ce controla Black Temple. Aceștia reușesc să recucerească acest templu cu ajutorul unui Broken Draenei numit Akama. Când Kil'jaeden îl găsește pe Illidan în Outland, îi poruncește să meargă în Northrend, în tărâmul înghețat, să distrugă Frozen Throne. Dar, din păcate, Arthas îl învinge pe Illidan și tânărul prinț devine Lich King. După învingerea lui Illidan, aceștia rămân în Outland, încercând să-și refacă forțele pentru o a doua venire a lui Kil'jaeden. You failed to destroy the Frozen Throne as I commanded. And still you thought to hide from me in this forsaken backwater. I thought you to be more cunning, Illidan. Kil'jaeden, I was merely set back. I was attempting to bolster my forces. The Lich King will be destroyed. I promise you. Indeed. Still, these servitors you've gathered show some promise. I will give you one last chance, Illidan. Și aici se termină prima parte din povestea lui Caeltas Sunstrider. Povestea continuă în World of Warcraft și într-o parte a doua, pe care o voi lăsa data viitoare. Nu uitați să dați subscribe, share, like. Până data viitoare, for the Alliance, for the Horde, for Azeroth, salut!